Bună seara, sunt Georgia Ninu, bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem pe continent. Nu se schimbă nimic în privința vremii mohorâte în mare parte a Europei. Vremea va fi închisă, mai puțin în jumătatea sudică a Italiei, acolo va fi frumos. În regiunile nordvestice, centrale și estice vor fi precipitații, în unele locuri din Turcia se va depune strat consistent de zăpadă, posibil și în estul Germaniei și în vestul Poloniei. Mergem mai departe cu țara noastră, la noapte vor fi înnorări în cea mai mare parte a României, va ninge slab la munte, în Maramureș, local în Transilvania și izolat în Moldova. La începutul nopții mai ales vor fi precipitații mixte în Banat și Crișana, iar în sudul Dobrogei o să mai plouă pe spații mici. În zona înaltă a Carpaților meridionali, rafalele de vânt vor depăși 70-80 de km pe oră, zăpada va fi spulberată, iar în sud-vest, în centru și în nord-est o să bate la intensitate mai mică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și 2 grade. Mâine, în sud, după amiaza și seara, am putea să ne așteptăm la ploi, iar la munte și pe arii mai restrânse și în centru și nord o să ningă slab. Vântul va continua să sufle cu putere în Carpații meridional și va avea rafale de 70-80 de km pe oră, iar temporar în Moldova și sudul Olteniei cu viteze de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între minus 2 și 10 grade, mai ridicate în sudul țării. În capitală va fi plăcut mâine, iar maxima, iată, va atinge în jur de 8 grade. După amiaza și seara este posibil să plouă. Vineri aduce vreme frumoasă, fără ploi, fără ninsori și fără intensificări ale vântului, temperatura va urca până spre 7 grade. Ei bine, și dacă până acum am spus că va fi mai cald decât normalul perioadei, erau în termometre 2-3 grade în plus față de cât ar fi trebuit să fie pentru această dată, ei bine, sâmbătă deja nu mai știu dacă mai este sau nu iarnă în București. De ce spun asta? Uitați, de ce 12 grade sâmbătă? Cald! Pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Mergem mai departe cu muntele. Local va ninge slab în Carpații meridional și în cei orientali. Pe creste rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, iar temperaturile mai scad față de ziua de astăzi. La Sinaia vom avea în jur de minus 5 grade, iar la Predal și la Păltiniș în jur de minus 6 grade. Revin cu vremea în toată țara, în sudul și sud-estul țării cerul va fi variabil. În rest, mai mult înnorat, în nord și nord-est trecător va fi lapoviță, în nordul orientalilor și în munții Apuseni va ninge slab, iar la altitudini mari vântul va deveni activ. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad și 9 grade, asta vineri. Pentru că sâmbătă vremea va fi caldă, mai ales în sud, vor predomina ninsorile la munte, local în vest, centru și nord, iar în zonele joase ploile. Vântul va avea unele intensificări la munte, temporar în sud-vest, centru și nord-est, iar dimineața vor mai fi condiții de polei și se va forma ceață. Maximele vor fi pozitive și se vor situa, iată, între 3 și 13 grade. Mă opresc aici cu informațiile, ne revedem peste câteva ore la Focus 23. Vă aștept!